Punctul de trecere a frontierei de la Racoveț va fi redeschis anul acesta. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului Dan Cărbunaru după ședința executivului de joi, 27 ianuarie, ședință în cadrul căreia a fost adoptată și o hotărâre în acest sens. Operaționalizarea noului regim de funcționare a acestui punct de trecere a frontierei de stat se va realiza gradual, într-o primă etapă urmărind să fie deschis pentru trecerea camioanelor fără încărcătură și a cisternelor cu combustibil și apoi în funcție de condițiile de infrastructură și pentru alte tipuri de vehicule și de mărfuri. Posturile necesare efectuării controlului pentru frontiera de stat, respectiv controlul mărfurilor, vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Poliția de Frontieră, Autoritatea Vamală Română și pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a precizat Dan Cărbunaru. În vamă se lucrează la ultimele detalii pentru a se putea deschide traficul. Europene sau măsuri de susținere a produselor românești, facilități acordate prin Agro IMM Invest sau Rural Invest pentru a pune în valoare potențialul agriculturii românești. Tot astăzi, guvernul a decis deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat și a biroului vamal de frontieră Racoveț, România, Diachivții, Ucraina. Acest act normativ prevede deschiderea unui punct de trecere a frontierei care era închis de 13 ani aproape, neîndeplinind în toată această perioadă cerințele necesare pentru un punct de trecere a frontierei externe. Acest punct se va deschide pentru traficul internațional de persoane, regim de trafic pietonal și rutier, inclusiv autobuze, inclusiv cu marfă, cu program de funcționare permanent și face parte din măsurile pe care Guvernul României le-a pregătit și le-a implementat pentru a veni în sprijinul Ucrainei, a cetățenilor ucrainieni, dar și în deschiderea manifestată față de fluxul de cetățeni, refugiați, dar și fluxuri de marfă, România fiind unul dintre statele care acționează extrem de activ pentru a sprijini atât Ucraina cât și cetățenii acestei țări care sunt afectați de agresiunea militară rusă. Operaționalizarea noului regim de funcționare a acestui punct de trecere a frontierei de stat se va realiza gradual, într-o primă etapă urmând să fie deschis pentru trecerea camioanelor fără încărcătură și a cisternelor cu combustibil și apoi în funcție de condițiile de infrastructură și pentru alte tipuri de vehicule și de mărfuri. Posturile necesare efectuării controlului pentru frontiera de stat, respectiv controlul mărfurilor, vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Poliția de Frontieră, Autoritatea Vamală Română și pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Acestea ar fi principalele elemente pe care doream să vi le prezint. În încheiere însă aș vrea să vă semnalez și faptul că a fost aprobată hotărârea de guvern privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru anul 2023.